Bun găsit, dragii mei! Sunt Oana Svoboda și ne vom întâlni des pe parcursul acestei zile și asta pentru că vreau să vă arăt tot ce se întâmplă astăzi pe malul mării. Astăzi, de 1 mai, aici în Mamaia, unde odată era polul distracției, însă acum avem restricții, avem măsuri de respectat. Ce pot să vă spun este faptul că dacă nu ați ajuns până acum aici, ei bine, puteți să vă urcați în mașină și să veniți, pentru că drumul a fost foarte plăcut, nu a fost aglomerat. Cred că din București și până aici am făcut undeva la aproximativ 2 ore. Vremea ține cu noi, este foarte frumos, peste 20 de grade cred că sunt la această oră, astfel că oamenii au ieșit să se plimbe pe plajă. Unii fac chiar și plajă, de ce nu? Peste 35.000 de turiști sunt așteptați la mare în mini-vacanța de Paște și 1 mai și, deși tentația va fi mare, toți vor trebui să respecte regulile cu mască peste tot și fără deplasări după ora 22, cu excepția slujbei de înviere. Sute de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pe litoral în acest weekend. Ce este important de precizat? Că cele mai căutate stațiuni și în această mini-vacanță de Paște și 1 mai sunt Mamaia și Vama Veche. Turiștii trebuie să știe că dacă vor să meargă la slujba de înviere, nu trebuie să aibă o declarație pe proprie răspundere. În schimb, dacă vor fi surprinși pe plajă după ora 22, riscă să fie amendați. Oficialii spun că forțele de ordine vor veghea ca prima vacanță la mare din acest an să fie fără incidente, dar și pentru a se asigura că regulile sanitare sunt respectate. Vor fi îngăduitoare autoritățile doar cu cei care vor să facă baie în mare. Aceștia pot renunța la mască, însă riscă o răceală pentru că apa este foarte rece. Mare atenție! Cum cluburile sunt închise, polițiștii și jandarmii se vor asigura că petrecerile de pe plajă se vor încheia până la ora 22. Singura noapte în care circulația este permisă până la ora 5 dimineața este în această noapte, cea de înviere, dar numai spre și dinspre bisericile de pe litoral. Restaurantele pot primi clienți și în interior, la o capacitate de 30% în Mamaia și 50% în Vama Veche. Vremea este frumoasă, așa cum v-am și spus până acum. Pe litoral va fi vreme deosebit de frumoasă, deși este posibil să apară câțiva nori și ploi slabe, dar nu se știe încă sigur. Un subiect de interes, prețurile de aici, cei care nu au apucat încă să-și facă rezervare. Ei bine, am toate detaliile de care aveți nevoie. Unitățile de cazare din stațiunile de la Marea Neagră s-au pregătit pentru această deschidere oficială. Peste 100 de hoteluri vor primi primii turiști în această mini-vacanță, iar prețurile nu sunt atât de mari, însă capacitatea cazărilor este limitată, 70% din capacitatea hotelurilor, poate în proporție de 70% pot fi ocupate. Ei bine, noi o să vă ținem la curent pe întreg parcursul acestei zile, așa cum v-am și spus până acum. Sper să stați alături de noi pentru că toate informațiile le veți primi de aici. Și dacă nu ați ajuns încă la mare, sper să vă aducem un pic din atmosfera de aici. Imaginile sunt superbe. Vă lăsăm în acest moment să admirați priveliștea. Revenim!